Sunt câțiva ani de zile în urmă, când, conform chemării și slujirii pe care o am, trebuie să vizitez frații sau să mă întâlnesc eu nu doar la biserică, nu doar la ei acasă, ci uneori ești nevoit să trebuiască să mergi și pe la spital. Țin minte că am primit un apel de la un frate care m-a chemat să mă duc la el cât pot de repede și m-am dus de la spital pentru că avea mari probleme cu inima. Săptămâna aceea, cu câteva, două, trei zile înainte, aveam mari probleme și țin minte că m-am dus la el să mă rog pentru el să-i fac ungerea cu un de lemn. Țin minte că s-a uitat la mine și a zis: frate Dorel, înainte de a te ruga pentru mine, vreau să-ți mărturisesc ceva. Și a zis: frate Dorel, vreau să știi că sunt aici pentru că sunt un om încăpățânat. Am ajuns în locul ăsta la spital, puteam să previn să ajung aici, dar sunt un om încăpățânat și sunt atâta de îndărătnic uneori. Și a zis: sunt aici pentru că în urmă cu jumate de an, când am mai avut ceva probleme de sănătate, am făcut un control de rutină, mi-am făcut analizele acelea, un set de analize și la sfatul medicului am primit o listă întreagă cu recomandări, nu doar medicamente, ci și, și un mod de a-mi schimba viața. Și mi s-a spus ce din se spune și la televizor în fiecare zi: sare, zahăr și grăsimi, taie-le. Acum zice, mi-am dat seama cumva că trebuia să ajung ca și Daniel, să țin mai multe chestii cu verdețuri, mai ales că e sezonul, gândiți-vă și pentru noi acum, n-ar strica. Eu vă zic acum că sunt puțin invidios pe ei de la nuntă, puțin, da. Și povestea fratele ăsta, a zis, a fost doar, zice, cu cele mai bune intenții am plecat de la spital cu o listă întreagă de recomandări și cu niște medicamente. Și am reușit o perioadă am reușit să țin. M-am ținut de programul ăla, de verdețuri, mă uitam la roșia aia așa într-o dimensiune, îmi imaginam că e altceva, mă uitam la salată și îmi imaginam că e steak și multe alte chestii. La o zi, la un moment dat, s-a dus soția mea la părinți în sat și rău a făcut. Pentru că întotdeauna când vii de acasă, dumneavoastră știți, cei care sunteți mutați pe la Oradea și încă mai aveți părinți pe la țară, nu veniți cu mâna goală niciodată. Pentru că au grijă părinții să ne pună întotdeauna câte ceva. Și au zis, a venit soția mea, zice, a venit de la părinți din sat. Cu ce a venit? Cu o plasă din aia mare de tot. Nu mai vorbesc ce era în ea, dar zice, o așezat ceva foarte fain în frigider. M-am dus numai de curios, nu, eu eram la salat. M-am dus doar de curios să văd ce au dus din sat. Și nu o să uit niciodată, spune frate Dorel, când am deschis ușa, am văzut o bucată de slană din aia, așa, cu boia, cu... Iai, am închis frigiderul. Am zis, nu, n-ai voie, eu sunt cu verdețul, eu sunt cu regimul meu. Ei, știi ce s-a întâmplat? O zis, stăteam în pat și mă tot gândeam, bă, ce fain arată. Dă-mă să o văd. Și m-am dus și am deschis înapoi frigiderul și iară mă uitam și iară închideam și iară închideam și iară deschideam și tot așa m-am făcut. Și o zis, eram noaptea deja, sunt întunecat și fața mea se lumina tot timpul de la lumina frigiderului. Și la un moment dat am zis, bă, știi ce, numai de gust. Știți chestia? Numai de gust. Și am gustat. Mi s-au deschis toate papilele gustative. După ce am gustat, m-am stâmpărat puțin, m-am dus înapoi în pat, nu mai aveam stare. M-am dus înapoi, bă, numai puțin. Și am zis că tau așa, încet așa, o zeciuială. Și am tăiat o bucată și... De la bucata aia am ajuns în noaptea să fac praf toată bucata aia de slană. Pe principiu, bă, o bucată de slană nu omoră pe nimeni, am zis la nevastă, du-te înapoi în sat, la socrii și mai adu. Dom'le, și așa am auzit că e fără colesterol, știți, găsim noi când e vorba. Aia e mai sănătoasă, dom'le, decât ce cumpărăm noi. Și dă-i și dă-i și dă-i și dă-i. Și a zis, uite-te unde am ajuns. Spraf, va trebui să am și o intervenție chirurgicală și îmi povestea omul ăsta cât de mult regreta faptul că nu ascultă. Nu e așa cu oameni buni că e tare greu să asculți, mai ales când asta, cerințele ascultării vin în contradicție cu dorințele tale. Și noi de foarte multe ori, vedeți dumneavoastră, noi știm mai bine decât alții, Biblia vorbește despre zone, despre domenii în care trebuie să ascultăm în viață și de foarte multe ori ne facem exact contrariul. Biblia vorbește, de exemplu, despre părinți, despre copii să asculte de copii cum? În Domnul. Și de foarte multe ori părinții tăi îți dau sfaturi foarte bune, îți dau sfaturi dumnezeiești.
inspirate de Duhul lui Dumnezeu și cu toate acestea, știți care e mentalitatea noastră? Bă, ce știe acum mama și tata? Habar n-au ce înseamnă chestiile astea cu care eu trăiesc, lumea tehnologiei. Și părinții tăi cu cele mai bune intenții spun, bă, uite, lasă telefonul, mai pune mâna pe o carte, mai citește, că o să-ți prindă bine. Și de foarte multe ori nu-i ascultăm pentru că ce-ar putea să ne spună ei nouă? Și asta e în domeniul, dragii mei, în care de asemenea de foarte multe ori dăm dovadă de ignoranță. Nu mai vorbesc dacă, de exemplu, ești poate la școală, sunteți unii care încă sunteți în școală și de foarte multe ori știți, vine profesorul cu replica aia, bă, puneți mâna pe carte, învățați și lasă-mă ce știu ăștia. Lasă, domne, că cum o mărsă alții, cum s-au descurcat alții și dintr-o dată e o listă întreagă de miliardari care au ajuns miliardari fără școală. Dar ce ăla n-a făcut școală și uite unde a ajuns. Și găsim noi scurtături în viață. Vreau să vă spun că sunt lucruri și sunt momente în viață în care ajungi mai târziu să regrezi faptul că ne-ai ascultat, inclusiv în domeniul ăsta. Nu o să spun niciodată că eram undeva în America și mi-a zis un frate care ajunsese împreună cu un frate de-a lui, amândoi au fugit în America, o aventură întreagă, Mexic, tuneluri, mă rog, nu vă pot da toate detaliile. Dar mi-a zis, Dorele, am ajuns în Arizona, eu și cu fratele meu, amândoi, American Dream. Foarte faină, numai că fratele meu era o mică diferență între mine și fratele meu. Eu, praf la engleză, fratele meu știa foarte bine engleză, a învățat. Și a zis, diferența dintre mine și el este undeva de 10.000 de dolari pe lună. Adică eu câștig cam 3.000 de dolari și muncesc pe șantier și fratele meu face vreo 13-14.000 de dolari pe lună. Un singur detaliu, ăsta a învățat engleză, eu nu. Pentru că, ascultați-mă, sunt foarte multe momente în viață când noi credem că, domne, nu trebuie să asculți pe ăla, nu l-a ascultat pe ăla, n-a ascultat nici de profesor, n-a ascultat nici de părinți, n-a ascultat nici de mai mare tăi în Domnul, las că nu știu ei. Nu-i chiar așa. Mi-au zis mie, am citit-o undeva pe internet că e altfel. Spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu în evrei, să ascultați de mai mare voștri în Domnul. Și nu în ideea aceea, dragii mei, dictatorială, că trebuie să faci ce spun eu. Și credem, dragii mei, că Dumnezeu a rânduit anumite forme de autoritate în biserică și ascultă-mă, nu că sunt eu, nu că vreau să trag foc la ola mea acum, spăstor și trebuie să mă ascultați, dar credeți-mă, dragii mei, că Dumnezeu a rânduit formele acestea de autoritate și moduri prin care Dumnezeu îți vorbește. Sunt principii ale Bibliei pe care vrem să vi le comunicăm de foarte multe ori și știți ce văd? Văd o rebeliune extraordinară. Dom'le, nu e așa. Lasă că știm noi. Și de foarte multe ori, dragii mei, mai târziu ajungi să dai cu capul de pereți. Pentru că sunt lucruri în care Dumnezeu spune, ascultă, învață și ascultați-mă, noi nu o facem. Nu mai vorbesc, haideți să dăm și o altă zonă, uitați-vă legislația rutieră și multe alte lucruri. Câte accidente nu se produc pentru că oamenii încalcă anumite lucruri care sunt rânduite. Și lista poate să continue. Știți, în seara aceasta, povestea lui Iona e o poveste arhicunoscută. Știu că probabil e vară și vă gândesc puțin la mare, dar nu vă gândiți la Iona din postura în care el e pe mare, mai bine zis, puțin subacvatic așa. Și știți de ce? Foarte interesant. Aici e vorba despre, noi știm că Iona nu l-a ascultat pe Dumnezeu. Despre asta e vorba cumva în prima parte a cărții Iona. A cărții cu același nume. Omul ăsta, dragii mei, eu știu ce m-am gândit, ce privilegiat a fost Iona. Acum, nu era ca vremea noastră, gândiți-vă, în 2024, în care ai 7 variante de traducere a Scripturii acasă, în care ai aplicații, în care poți să auzi în fiecare zi devoțional, în care poți să asculți foarte multe lucruri, să cunoști foarte multe lucruri. Iona e un om, dragii mei, care într-o vreme grea, într-o vreme în care cuvântul lui Dumnezeu nu era foarte des, în care cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, nu-l puteai găsi oriunde. Și cu toate acestea, gândiți-vă că Iona este un om foarte privilegiat. E un om, dragii mei, care vorbește Dumnezeu. E omul care aude vocea lui Dumnezeu. Știți, am auzit de foarte multe ori legat de asta, aud de foarte multe ori, frate Dorel, roagă-te pentru mine, vreau să aud vocea lui Dumnezeu, vreau să aud vocea Domnului. Și noi avem impresia, dragii mei, că dacă auzim vocea lui Dumnezeu, o să-și ascultăm. Știți ce constat de la Iona și din multe alte situații în Scriptură? Faptul că auzi vocea lui Dumnezeu nu e o garanție că o și vei asculta. Pentru că s-ar putea ca ceea ce Dumnezeu îți vorbește, ceea ce Dumnezeu spune să faci, ție să nu-ți placă. Și tocmai asta găsesc, dragii mei, și tocmai asta se întâmplă cu profetul Iona. Cu prorocul ăsta, gândiți-vă să ai harul ca Dumnezeu să-ți vorbească și ascultați-mă, nu vag, nu general, ci clar și specific. Duhul lui Dumnezeu îi spune lui Iona, Iona, scoală-te,
pregătește-te și du-te la Ninive pentru că îți dau o misiune să faci evanghelizare. Du-te și strigă împotriva cetății cele mari. Și cu toate acestea, dragii mei, Iona cunoaște specific și detaliat voia lui Dumnezeu. Aude vocea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Iona o ia, știți unde? În direcția greșită. El trebuia să meargă la Ninive și zice Iona, nu, eu mă duc la Tars. Cu alte cuvinte, dragii mei, Iona merge pe contrasens cu Dumnezeu. Despre asta vreau să vorbesc în această după masă. Să vedem, dragii mei, ce se întâmplă în viața noastră când mergem pe contrasens cu Dumnezeu. Pe contrasens cu Dumnezeu. Pentru că, dacă ar fi să rezum, dragii mei, partea aceasta din cartea profetului Iona, tocmai despre asta e vorba. Despre un om care alege să meargă pe contrasens cu Dumnezeu. Culmea este, repet, să cunoști voia lui Dumnezeu, să știi unde te trimite Dumnezeu și totuși, cu intenție și cu propria rațiune, să spui, nu, Doamne, eu mă duc în direcția opusă. De foarte multe ori, ascultați-mă, tocmai asta este marele pericol pe care îl avem. Și știți, pentru că nu vreau ca unul de aici, pentru că nu vreau ca nimeni din locul acesta să meargă pe contrasens cu Dumnezeu, aș vrea să vedem împreună care sunt câteva urmări. Pentru că s-ar putea ca probabil, văzând prețul pe care îl vei plăti când mergi pe contrasens cu Dumnezeu în viață, s-ar putea, dragii mei, să reconsiderăm. S-ar putea, ascultați-mă, ca să fie oameni în locul acesta care sunt prezenți, unii care poate ne urmăresc pe internet, ascultați-mă, să fie în postura în care să fi vorbit Dumnezeu, să fi cunoscut principiile lui Dumnezeu, să știi clar voia lui Dumnezeu și cu toate acestea să ai instinctul ăsta, să ai tendința asta, să fi făcut probabil bagajul ca și Iona și să vrei să mergi în direcția opusă. Vreau să știi ce te așteaptă. Când mergi pe contrasens cu Dumnezeu, vreau să știi ce te așteaptă. Și primul lucru, dragii mei, primul lucru la care să te aștepți, 100%, ascultați-mă, nu probabilitate, ci o certitudine, să știi că vei lua decizii greșite. 100%, când mergi pe contrasens cu Dumnezeu, ascultă-mă ce spun în această seară, vei lua decizii greșite în viață. Vei lua decizii greșite în viață. Și aceste decizii, dragii mei, sunt luate greșite, știți de ce? În mod greșit, pentru că ignorăm voia lui Dumnezeu. Pentru că ignorăm să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Dragii mei, gândiți-vă cât de important este pentru noi voia lui Dumnezeu. Și vreau să ne uităm în Scriptură puțin să înțelegem cât de important este voia lui Dumnezeu. Dragii mei, Hristos a murit pentru noi, pentru ca noi să înțelegem voia lui Dumnezeu. Dumneavoastră înțelegeți câtă importanță acordă Dumnezeu în viața noastră ca noi să știm ce vrea Dumnezeu? Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru capitolul 4 și vă rog să vă uitați de la versetul 1 și până la versetul 2. Pentru că acolo, dragii mei, ne vorbește clar cuvântul lui Dumnezeu și vă rog să vă notați referința aceasta biblică, pentru că spune acolo în 1 Petru capitolul 4 cu versetul 1, spune astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu aceeași fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Și uitați-vă ce spune versetul 2, dragii mei. Spune, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după ce? După poftele oamenilor, ci după ce? Ci după voia lui Dumnezeu. Dumneavoastră înțelegeți câtă importanță acordă Hristos voii lui, încât Hristos, dragii mei, a murit ca noi să primim, dragii mei, înălțându-se la cer după moarte și trimițând Duhul Sfânt pe acest pământ, Dumnezeu vrea ca eu și cu tine să înțelegem voia lui Dumnezeu. Și Hristos, gândiți-vă cât de important este voia lui în ochii noștri, pentru noi, dragii mei. Mai mult de atât, știți cât e de important voia lui Dumnezeu? În Matei capitolul 12 cu versetul 48, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că cine face voia lui Dumnezeu este din familia lui Dumnezeu. Este parte din familia lui Dumnezeu. Spune Biblia că la un moment dat a venit mama și frații lui Iisus la el într-o vizită. Iisus Hristos îmbolzit de oameni. Și spune Biblia că Maria și cu copiii, cu frații lui Iisus au venit la el. Și la un moment dat un ucenic îi spune, învățătorule, mama ta și frații tăi te caută. Și în mod ciocan și în mod surprinzător, Iisus Hristos spune, numai puțin, cine este mama mea și cine sunt frații mei? Auziți cu cine se identifică Hristos? Noi vrem să ne lipim de Dumnezeu, noi vrem, dragii mei, să stăm pe lângă Dumnezeu, dar ascultați, și ce spune Dumnezeu? Cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și spune Biblia că Iisus Hristos face un gest aparent șocant. Nu arată cu degetul înspre Maria, nu arată cu degetul înspre frații lui. Ascultați-mă ce spune Biblia, că Biblia spune cuvântul Domnului că a arătat cu degetul înspre cine? Înspre ucenici. Și a spus, iată mama mea. Iată, frații mei, pentru că ori și cine face voia tatălui meu, acela mi este frate, celălalt este parte din familia mea. Înțelegi cât de important este voia lui Dumnezeu?
Mai mult de atât, dragii mei, cine face voia lui Dumnezeu în conformitate cu 1 Ioan 2 cu 15 la 17 rămâne în Hristos. Dar mai mult de atât, în Matei 7 cu 21, dragii mei, știți cât de importantă e voia lui Dumnezeu? Că Dumnezeu spune acolo, dragii mei, că cine face voia lui Dumnezeu va fi mântuit. Nu orice cine îmi zice Doamne, Doamne, nu orice cine vine la biserică, nu orice cine cântă, nu orice cine se închină, nu orice cine neapărat predică, nu orice cine, ascultați-mă, chiar prorocește, ascultați-mă, ce spune cuvântul Dumnezeu, cel ce face voia Tatălui meu, acela este mântuit. Și atunci vreau să te întreb, înțelegând cât de important este voia lui Dumnezeu, când tu și cu mine ignorăm voia lui Dumnezeu și mergem în contrasens față de voia lui Dumnezeu, ce credeți că se întâmplă? Simplu. Vom lua, dragii mei, decizii greșite în viață. Vom lua decizii greșite în viață. Și deciziile acestea greșite, dragii mei, costă. Deciziile acestea greșite se plătesc în lacrimi. Deciziile acestea greșite se cântăresc în suferință și în durere. Când mergi pe contrasens cu Dumnezeu, vei lua decizii greșite în viață. Cunoașteți bine, probabil, acel context în care e un proroc pe nume Ieremia, care toată viața, gândiți-vă, să fii omul lui Dumnezeu, să predici mesajul lui Dumnezeu, să nu te asculte aproape nimeni. Și culmea este să prorocești că Ierusalimul va cădea și toți spuneau, nu o să cadă, și cade Ierusalimul și vine Nebucanețar și duce, spune Biblia, cea mai mare parte a poporului o duce în exilul babilonian. Rămân câteva mii de oameni în țară să nu se pustiască. Și acum spune cuvântul lui Dumnezeu că cei rămași, spune Biblia că au venit căpetenilor, reprezentanților, au venit până la Ieremia. Acum, dintr-o dată, l-a recunoscut proroc. Și au zis către Ieremia, Ieremia, fii atent, n-ai vrea acum să avem și noi o cauză, mă, nu la telefon. Avem o cauză înaintea Domnului. Și zice Ieremia, spuneți, vrem să ne vorbească Domnul, dar ascultă Ieremia, știți cât de dispuși suntem noi să ne vorbească Domnul? Orice ne va spune Domnul, prin tine, noi ascultăm. O zis Ieremia, stați-mă puțin, așa vorbește Domnul. Vreau să mă înțelegeți puțin. Cred în lucrarea Duhului Sfânt. Promovez lucrarea Duhului Sfânt. Dar lucrarea Duhului Sfânt, nu altceva. N-am reușit niciodată să înțeleg prorocii de tip Vodafone. Și ce înseamnă proroc de tip Vodafone? Ăla e de la centralist. Ăla toată ziua stă în casă și nu mai primește telefon. Frate, am o cauză, imediat stai așa. Soția îi ține pe linia 2, 3, 4, 10. Imediat, frate, așa, da, așa vorbește, du-te în față. Uitați-vă puțin, vă rog, la Ieremia. O zis, avem o cauză, frate. Frate, Ieremia, avem și noi o cauză. Nu pui înaintea Domnului. Ba da, plecați și când Domnul să-mi spună, vă chem eu. Dar nu e acum, nu-i pe instant. Nu. Mergeți. Și spune Biblia că a trecut o zi, 2, 3, 4, 5. Uitați-vă, vă rog, în Ieremia 42, 43, după 10 zile. După 10 zile, a zis Ieremia, veniți înapoi. După 10 zile. De-aia zic că puțin am niște rețineri față de prorociile astea, așa de acum am o cauză, acum ați dă răspunsul pe loc. 10 zile lua lui Ieremia și a zis, haideți încoace că acum Domnul mi-a vorbit. Domnul mi-a spus foarte clar, voi veți să plecați în Egipt. Vai, frate, dar de unde știi? Bagajele toate sunt făcute la ușă. Aveau vizele toți de Egipt. Work and travel. Și a zis Ieremia, ascultați ce mi-a zis Domnul. Domnul zice să nu plecați în Egipt. Domnul zice să rămâneți aici. Dacă plecați în Egipt, sabia de care voi fugiți, o să vă ajungă acolo și o să muriți. Și ce o zice? Slavă Domnului când i-a vorbit Domnul. Asta nu e de la Domnul Ieremia. Acum tot i-a fost, dar asta nu e de la Domnul. Nu e așa că aia nu e de la Domnul care îi spune, bă, trebuie să te pocăiești. Dacă ți-ar fi spus Domnul că trebuie să te ridice cu două trepte mai sus, haleluia, ai registrat-o și ai trimis-o la toată lista de pe WhatsApp, ai auzit ce lucrare am avut, frate? Pentru foarte mulți ascultați mă vor să se credibilizeze în sfatul altora pe baza am avut prorocie, frate, ăsta e argumentul suprem. Când nu-i ce-ți place ție, asta nu a fost de la Domnul, frate. Asta numai de la Domnul nu a fost. De ce? Pentru că nu-ți place ce-ți vorbește Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că știu ce-o zis ăștia, a zis, bă, minți. Și ce-o zis lui Ieremia? Minți! Știți de ce? Pentru că nu îți place ce-ți vorbește Dumnezeu. Și știi ce a făcut?
A zis, noi avem cursă de Ryanair luată de la Budapesta spre America, îmi pare rău, biletele sunt luate, noi plecăm. Noi ne-am hotărât. Noi numai așa am întrebat, știi? Noi am crezut că Domnul ne confirmă, dar acum când am văzut că nu-i lucrarea confirmată, nu-i de la Domnul, tu ești prorog mincinos. Spune Biblia că s-au dus în Egipt și știți ce s-a întâmplat cu ei? Ce a vorbit Domnul? Sabia de care au fugit, i-au ajuns acolo. Deciziile greșite în viață, dragii mei, asta înseamnă când mergi pe contrasens cu Dumnezeu, vei lua decizii greșite în viață. Uitați-vă puțin nota de plată pe care trebuie să o plătească Iona. Pierde părtășia cu Dumnezeu. Pierde părtășia cu Dumnezeu. Spune în Biblia, în versetul 3, că a plecat la Tars departe de ce? Departe de ce? Știți că în Biblie, metafora asta, mai ales în Vechiul Testament, fața Domnului reprezintă prezența Domnului? Noi am venit în fața Domnului aici, noi am venit în fața lui Dumnezeu, dragii mei. Și ascultați-mă, deciziile astea greșite în viață, când mergi pe contrasens cu Dumnezeu, te fac să mergi departe de fața lui Dumnezeu, adică de protecția lui. Mai apoi, uitați-vă, versetul 4, zice Biblia, că s-a stârnit o furtună ce? O furtună mare. Stai uneori să te întrebi, bă, de ce vin furtunile astea peste viața mea? De ce nu se mai opresc? De ce vin toate necazurile astea acum? Știți de ce uneori? Nu, ascultă-mă, nu-i totul de la rău. Nu-i totul pentru că ești martir tu pentru Hristos. S-ar putea, ascultă-mă, ca unele furtuni care vin în viața ta să vină, știi din ce cauză? Pentru că te duci pe contrasens cu Dumnezeu. Și Dumnezeu te lasă în valuri. Și Dumnezeu te lasă în furtuni. Știi de ce? Pentru că asta este consecința neascultării tale de Dumnezeu. Vreau să vă analizați puțin și vreau să analizăm în frunte cu mine, ascultați-mă în seara asta, să ne gândim puțin, oare toate furtunile astea care au venit peste noi, toate sunt în cauza faptului că suntem prea dedicați și sunt împotriviri de la cel rău? Știți că există o confuzie mare? Știți că uneori s-ar putea să numim, dragii mei, că împotrivire de la cel rău când s-ar putea să fie, ascultă-mă, voia lui Dumnezeu, valurile, furtuna aceea să fie tocmai din cauza neascultării tale de Dumnezeu? Dar mai este ceva ce se întâmplă aici foarte, foarte șocant pentru un proroc. Dragii mei, uitați-vă puțin la Iona. Nu-i nimic mai umilitor puțin pentru un proroc, pentru un om care zice că se teme de Domnul. Și ce se facă? Să vină alții să te scoale la rugăciune. Băi, nu-i nimic mai frustrant în viață decât să vină un nepocăit la tine, un neteat împrejur. Bă, scoală-te și roagă-te și tu. Și culmea, zice Biblia, că el a zis, sunt evreu și mă tem de Dumnezeu, să vede că dorm dus. S-a văzut cât e temptul de Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, atunci când mergem pe contrasens cu Dumnezeu, ascultați-mă, vorbea Alex aici de dimineață despre faptul că trebuie să-L mărturisim pe Hristos, de faptul că trebuie să-L facem cunoscut. Oameni buni, cum să-L faci cunoscut pe Dumnezeu când îți pierzi mărturia de om al lui Dumnezeu? Păi, oameni buni, pe corabia aceea, primul care trebuia să se scoale, să se roage, primul care trebuia să adune pe oameni la rugăciune, trebuia să fie Iona, prorocul, nu un cârmaș. Bă, scoală-te! Adică să zică unui pocăit, bă, hai să ne rugăm! Ceva nu-i în regulă, noi am mai fost pe mare, noi am mai avut un furtun în viața asta, dar asta ceva nu-i, aici ceva, numai Dumnezeu poate să facă ceva. Și culmea este să te îndemne la rugăciune, unui pocăit. Pentru că atunci când mergi pe contrasens cu Dumnezeu în viață, vin deciziile greșite. Dar ascultă-mă, vine și o altă consecință mai apoi. Știți care este asta? Îi afectezi pe alții. Marea problemă, ascultă-mă, e că nu suferi numai tu. Problema cea mai mare, dragii mei, ascultă-mă, este că ceea ce faci tu greșit, faptul că tu mergi pe contrasens cu Dumnezeu, îi atragi și pe alții în deciziile acestea. Că nu ești izolat. Noi nu suntem izolați, dragii mei. Noi trăim în comunități, noi trăim în sfer și fel de sfere relaționale. Și ascultă-mă, ceea ce fac eu, dragii mei, afectează și pe alții. Și vreau să vedeți foarte clar lucrul acesta. Zice cuvântul lui Dumnezeu că atunci când s-o strâni furtuna pe mare, o zis ăștia, eu tot n-am înțeles să recunosc cât de speria să fii să te gândești să tragi la sorți când vine o asemenea furtună. Nu știu exact cum au ajuns, dar atât au fost de disperați încât au zis, bă, tragem la sorți pentru că ceva nu-i curat aici. Și spune Biblia că au tras la sorți, au zis, de ce? Vrem să tragem la sorți să vedem din pricina cui vine peste noi nenorocirea asta. Zice Biblia că au tras la sorți și sorți au căzut pe cine? Pe Iona. Și l-a luat, bă, vină încoace. Ce-i cu tine? Păi, auziți, sunt evreu și mă tem de Dumnezeu. Eu nu mai pot. Să vede cum te tem de Dumnezeu, că dorm dus în timp ce noi murim aici. Dar unde vreau să ajung? Spune Biblia că o aflat că din cauza lui Iona vine furtuna. Problema știți care este?
Că zice Biblia că au trebuit să arunce toate uneltele mare. Toate uneltele au trebuit să le arunce în mare. Am trecut de foarte multe ori peste detaliul ăsta, m-am gândit că au aruncat, bă, ce-au putut să arunce ăștia în mare? Pe vremea aceea, dragii mei, nu-i ca astăzi. Pe vremea aceea vreau să înțelegeți că Tarsul, sunt două variante, fie sudul Turciei, un oraș aproape de Antalya, știu, un oraș așa cu o anumită relevanță pentru noi români, îl asociați cu vacanță, sau e posibil să fie un alt Tarsis de pe coasta Spaniei, tot la Mediterană. Sunt două variante de orașul Tarsis la care s-a dus Iona. Zice, Biblia că a plătit prețul călătoriei și s-a urcat în corabie să meargă la Tars de parte de fața Domnului. Bun. Acum, pe vremea aceea, dragii mei, în urmă cu 2700-2600 de ani, să nu credeți că o călătorie cu corabie era ca un fel de mergem cu Wizz Air și noi în Malta, avem City Break. Nu. Pe vremea aceea, dragii mei, călătoria cu corabie era cel mai scump mijloc de transport. Era exorbitant de scump. Și cine mergeau de regulă? Familiile care mergeau cu astfel de corabii, oamenii care mergeau, erau genul de oameni, dragii mei, care mergeau să înceapă o viață nouă în altă parte. În vremea respectivă, în Israel, erau destul de multe probleme, era multă sărăcie. Acum, gândiți-vă că pe o astfel de corabie sunt unii cercetători ai Bibliei care estimează că erau corabii în care încăpeau probabil 200 de oameni, poate mai bine. Gândiți-vă că erau familii întregi acolo. Cu ce crezi dumneavoastră că mergeau ei? Nu mergeau în vacanță. Ei mergeau, ascultați-mă, să înceapă o viață mai bună în Tars. Ei mergeau să înceapă o viață mai bună în Occident, dacă vreți. Fugeau de Orient să ajungă în Occident. Pentru o viață mai bună. Problema era următoarea, că nu puteai, n-aveai car bancar. Vindeai acum și proprietatea în Israel și după aia mergeai și scoteai banii din cont din Spania și îți cumpărai casă. Nu mergea așa. Tot ce vindeai trebuia să-l valorifici în obiecte scumpe. Aur, argint, lucruri prețioase. Știți unde le pune astea? În niște cufere. În niște lăzi. Și acum imaginați-vă poate vreo, nu știu, câteva zeci de familii, toți s-au urcat în corabia aia cu Iona împreună și aveau toți niște cufere la ei. Știți ce era acolo? Banii de o viață. Munca de o viață. Nu numai lor, generații întregi probabil. Știți ce făceau oamenii ăștia? Se duceau pentru o viață mai bună, să înceapă o viață mai bună în altă parte. În momentul în care zice Biblia că s-a stârnit furtuna pe mare, printre altele când au văzut că corabia amenința să se sfărâme, zice cuvântul Domnului că a zis comandantul, aruncați peste bord. Știți ce înseamnă aia? Să-ți arunci viitorul în apă. Știți ce înseamnă asta? Faliment. Dumneavoastră știți câte vise erau în corabia aia? Oameni care se gândeau, bă, o să scăpăm de viața grea, o să fie bine, în sfârșit o să fie bine. Și ce se întâmplă? În mare. Și din cauza cui? Din cauza unui singur om. Imaginați-vă acolo, repet, vă 200 și ceva de oameni, poate câteva zeci de familii, distruse. Din cauza cui? Din cauza unui om care nu-L ascultă pe Dumnezeu, din cauza unui om care merge pe contrasens cu Dumnezeu. Ascultă-mă ce spun. Să te ferească Dumnezeu să fii într-o corabie cu un om care merge pe contrasens cu Dumnezeu, că te afectează și pe tine. Dați-mi voie să o parafrazez la nivelul familiei. Ferească Dumnezeu familia aceea în care responsabilul familiei, tata, în care capul familiei merge pe contrasens cu Dumnezeu. Știi de ce? Că nu are numai el probleme, ci au și ăia din familie. Pentru că, ascultă-mă, nu suferă numai el, ci suferă toți din familie. Când cineva își permite să meargă pe contrasens cu Dumnezeu, ascultă-mă, nu te afectează numai pe tine, îi afectează pe toți din casa ta. Uitați-vă la nivel de societate, deciziile pe care le au guvernanțe, dragii mei, o mână de oameni aleși, da? Câteva sute, avem prea mulți oricum, din 20 de milioane. Gândiți-vă ce decid oamenii ăștia acolo, ne afectează pe toți. Deciziile lor greșite le plătim toți. Asta vreau să înțelegem, că atunci când mergi pe contrasens cu Dumnezeu în viață, înțelege principiul ăsta, te rog, în seara asta, îi faci pe alții să aibă probleme din cauza ta, se extindă asupra lor alegerile tale greșite. Nu știu, niciodată eram în institut, Alex, probabil că ai prins și tu perioada aceea în care ni se cerea să facem practică pastorală.
Și țin minte că vorbeam cu anumiți colegi, bă, uite, terminasem cred că anul 2 sau 3 și vreau să fac practica pastorală pe timpul lunii de vară, să mă duc undeva într-o biserică. Auzisem despre un om al lui Dumnezeu, un om pe care Dumnezeu îl folosește și am zis, bă, vreau să mă duc să-l cunosc. L-am sunat, uite frate pastor, cine sunt? Sunt student, aș vrea să vin la dumneavoastră, la biserică, uite, vin de la institut, vreau o lună de zile, dacă se poate, să mă permit să fac practica pastorală cu dumneavoastră. Aș vrea să învăț niște lucruri pe care biblioteca nu mă învață. Și a zis, frate Dorel, te aștept cu drag. Țin minte că am stat lângă omul ăsta aproape o lună de zile, am povestit cu el, am slujit împreună, am împărtășit gânduri, frământări și la un moment dat am ajuns la capitolul fiind pentecostal. Frate, acum eu tare mult vreau să-mi povestești puțin niște lucruri, așa, niște experiențe cu Domnul. Și a zis, Dorel, hai să-ți povestesc una, care vine acum în minte. A zis, am țin minte, zice, într-o duminică două programe, între programe ceva, cred că și o altă slujbă, și spun, seara ajung rupt de obosit acasă. Primesc pe la 9:30, nu știu cât, 10 aproape, un telefon și primesc un telefon de la o femeie. Alo, domnul pastor cu tare. Da, eu sunt. Păi m-am gândit, cine o fi la ora asta, mă? Cine o mai fi la ora asta? Domnule pastor, zice, vă rog să mă iertați că vă sun la ora asta. Vă rog tare mult iertați-mă, dar zice, durerea pe care o am în inimă și în casa mea mă determină să vă sun la ora asta. Știu că e nepotrivită, dar vă rog tare mult. Am o mare dorință la dumneavoastră. N-ați putea să veniți până la mine acasă. Eu am o vecină care e pocăită și vine la tine la biserică. Și a zis, frate pastor, domnule pastor, zice, mi-a zis că tu ești un om pe care îl ascultă Dumnezeu. Îs la capătul puterilor. Vă rog tare mult, știu că e târziu, dar dacă nu vă cer prea mult, n-ați putea veni până la noi acasă. Și în momentul ăla am zis, Doamne, ce să fac? Nici nu vreau să mai întreb. M-am îmbrăcat repede și m-am dus la oamenii ăștia acasă. M-a impresionat povestea o dita mai casa mare de tot, mașini două luxoase parcate în față și m-am gândit, băi, 10 și ceva, ce necazuri m-au ăștia duminică la ora 10:30 în halul ăsta? Am ajuns, am intrat în casa lor și au zis, m-au întâmpinat doi oameni, soț și soție, praf la pământ, distruși. Și au zis, domnule pastor, uite care-i treaba, noi avem un singur copil. Avem o fată adolescentă, e singurul nostru copil pe care îl iubim din toată inima. Problema este că fiica noastră s-a îmbolnăvit de anorexie. De mai bine de jumate de an nu mai poate să mănânce, refuză să se alimenteze sub orice formă. A ajuns din rău mai rău și a zis, e atât de grav încât pur și simplu am fost în Austria. A zis, în periplul nostru am fost la toți medicii, am fost la preoți, am fost la mănăstire, am fost și la vrăjitor, n-am mai știut de disperați, a zis. Dar îi pur și simplu ne temem că va muri. În ultima perioadă a fost alimentată numai prin perfuzii, că nu poate să mănânce, nu vrea nici cum. Și a zis, cred că nu mai are mult. Domnule pastor, avem o vecină pocăită și mi-a zis că tu ești un om pe care Dumnezeu îl ascultă. Dacă nu-ți cerem prea mult, am vrea să faci o rugăciune și pentru fiica noastră. Poate te ascultă Dumnezeu. Și a zis, am întrebat, unde-i fiica dumneavoastră? Și a zis, e acolo în camera ei. M-am dus, povestea el, m-am dus în camera fetei, am deschis ușa, nici nu se putea da jos să mă întâmpine, era întinsă la pat. Și a zis, Dorel, o scenă șocantă, piele și os, eu m-am șocat. Avea o adolescentă, dar nu cred că avea 30 de kilograme. O zis, Dorel, m-am speriat. Dar ceea ce m-a întâlnit cel mai tare, o zis, nu a fost doar imaginea fizică a ei, dar am avut un sentiment, o percepție puternică în duhul meu că era un duh al morții acolo. Era pur și simplu în camera aceea un duh al morții. Și m-am întărătat foarte tare, m-am în duhul meu spune, am fost foarte, foarte, foarte stârnit și a zis, țin minte că am deschis Biblia, am citit un psalm și am vrut să-i fac ungerea cu un de lemn. Și în timp ce m-am rugat și am vrut să-i fac ungerea cu un de lemn, Duhul Domnului spune, te rog să te oprești pentru că nu-i aia problema, ci la mama ei. Nu-i aia problema, ci la mama ei. Și a zis, când Dumnezeu mi-a spus a doua oră, nu-i la ea problema, ci la mama ei, am înțeles, am închis Biblia, am pus sticluța acolo de lemn apoi, m-am dus la ei, m-am coborât în living și am zis, Doamne, uitați care-i treaba. Dumnezeu mi-a spus că fiica, și a spus, Doamne, zice, ascultați-mă bine, fiica mea tale suferă din cauza ta. Și a zis, primul sentiment, prima reacție a femeii, a urlat, Doamne, mă jigniți?
Nu sunt eu amărâtă destul, adică ai venit la mine în casă, ce, să mă acuzi? Cum poți să spui că fiica mea suferă din cauza mea? Tu eu iubesc, că să stai, să fac orice pentru ea. N-ați înțeles. Doamne, ascultați-mă. Ceva în viața dumneavoastră, nu vă cunosc viața, nu vă știu, e prima dată când la voi în casă, dar ceva din viața ta a declanșat asupra fiicei tale, a adus asupra fiicei tale suferința asta. Și la un moment dat a zis, adică domnule pastor, ar trebui ce să fac acum, să mă spovedesc? Și a zis, da, despre asta e vorba. Momentul ăla, zice, s-a uitat soțul ei așa puțin speriat, a zis, eu vă las, zice, pe amândoi să, dacă are ceva. Și au zis, dragul meu, stai frumos aici, n-am nimic de ascuns de tine. N-am ce să-ți ascund, zice, eu doar, tu mă știi, eu n-am ce să ascund de tine. Și o să am început o discuție din asta, de spovedanie, ok. Da, probabil cu business-ul, probabil cu astea, noi avem mulți, știți, na, concurenți, competiția, mai suna și noi să margă la ea în control cineva. Dom'le, nu e asta. Și o să tot a început, aia, poate aia. Dom'le, nu e asta, e ceva mult mai adânc. E ceva ce, ascultă-mă, a zis el, nici soțul tău nu știe, numai tu știi. E ceva ce numai tu știi. Și în momentul ăla povestește că femeia asta s-a blocat. Urma câteva momente de tăcere, o băga capul în pământ și a început să plângă, scutura. Și a zis, așa este. Așa este. E ceva, e ceva ce am făcut și n-am mai spus la nimeni. Și în momentul ăla, zice, s-a uitat la soțul ei, l-a luat de mână și a zis, dragul meu, te rog, ține-te tare, trebuie să spun ceva. La 2 ani de zile aproape după ce am avut-o pe fiica noastră, am rămas înapoi însărcinată. Tu știi, zice, că era tare greu cu ea, nu dormea nopțile, nu mai aveam, când am auzit că am rămas înapoi însărcinată, am crezut că se prăbușește lumea pe mine. S-a uitat soțiele, poftim. Da, am rămas însărcinată și au zis, când am aflat și mi s-a confirmat asta, contactat un medic prin intermediul unei prietene și a făcut avort. Și a zis, domnule, nu știu multă teologie, dar știu, nu știu multă Biblie, dar știu că asta e o crimă. Și în momentul ăla, povestea că a fost așa un moment de șoc pentru soțul ei, au trecut prin toate stările. Dar în cele din urmă am zis, uitați, eu nu sunt aici, Dumnezeu nu e aici să vă condamne. Dumnezeu este aici ca să lucreze. Și a zis, veniți în coace, hai să ne rugăm. Ea s-a aruncat cu fața la pământ, în lacrimi, implora iertarea lui Dumnezeu. A început și el să se roage, a început și el să mărturisească niște lucruri. Amândoi s-au luat de mână, se rugau acolo, plângeau ca niște copii. Și a zis, la un moment dat am simțit că din partea lor s-a rupt legătura aceea. Și m-am dus, zis, doar el simplu, m-am dus înapoi în camera fetei, am intrat, m-am rugat, nu 10 minute, nu 20, un minut și ceva. În timp ce mă rugam, povestea omul ăsta, am simțit că din zona asta umărului înspre mână intră o putere puternică. A trecut ca un fulger prin mâna mea. Și a zis, în timp ce mă rugam, am deschis ochii și am văzut că fetița asta care era întinsă la pat, piele și ozul, s-a ridicat așa în capul oaselor, în pat, și s-a uitat la mine și a zis, domnule, nu-i spuneți la mami că mi-e foame, să-mi aducă ceva de mâncare. Am știut că Dumnezeu s-a atins de ea. A urmat o perioadă de câteva săptămâni de zile în care această fetiță, această adolescentă și-a revenit treptat. Și a zis, câteva luni de zile mai târziu, Dorel zice, am avut botez la biserică. Și ce scenă faină am avut? A zis, Dorel, să vezi cum lucrează Dumnezeu. A zis, primii candidați la botez era mama, tata și fiica. Toți trei în apa botezului, împreună am botezat, mărturisindu-L pe Dumnezeu. Dar îmi povestea păstorul ăsta, auzi, Dorel, știu ce m-a șocat atunci? O zis, să stată și eu, spărinte. Dar mi-am dat seama de un lucru. Și o zis, Dorel, nu vreau să o leg teologic, n-am prea multe explicații, dar știu un lucru, zice, și din momentul ăla m-am conștientizat că acțiunile mele ca tată pot să aibă repercusiune asupra copiilor mei. Vreau să înțelegi un lucru, când te duci pe contrasens cu Dumnezeu, există șanse mari, ascultă-mă ce spun, 100%, nu suferi doar tu, s-ar putea ca să sufere și alții din cauza ta. Oameni, gândiți-vă, 200 de oameni distruși viitorul lor din cauza, știți din ce cauză? Că o sta pe lângă un om neascultător de Dumnezeu. Dar
Atunci când mergi pe contrasens cu Dumnezeu, vreau să mă înțelegi că mai există un lucru. Și de ce vreau să vă spun lucrurile acestea? Pentru că, dragii mei, n-aș vrea să plecăm de aici, să ne mai permitem luxul să mergem în direcția opusă. Când Dumnezeu te trimite la Ninive, nu te du la Tars. Când Dumnezeu spune să te duci în față, nu te mai du în spate. Când Dumnezeu spune să te duci, nu sta. Trebuie să te sincronizezi cu Dumnezeu și cu direcția pe care o alege Dumnezeu. Când mergi pe contrasens cu Dumnezeu, ascultă-mă, nu doar că iei decizii greșite, nu doar că suferă și alții din pricina ta, dar se mai întâmplă un lucru. Vei pierde binecuvântări irreversibile. Adică lucruri cu care nu te mai întâlnești. Adică înțelege, și vreau să înțelegi bine de tot, sunt situații, sunt momente, sunt etape în viață, sunt anumite zile, uneori anumite ceasuri în viață cruciale. Vreau să înțelegi, există unele binecuvântări pe care Dumnezeu nu ți le dă de două ori. Există anumite uși pe care Dumnezeu le deschide nu de 10 ori, ci o singură dată, într-o singură zi, într-un singur ceas. Și dacă nu intri atunci, ușa aia nu se mai deschide niciodată. Când mergi pe contrasens cu Dumnezeu, vei pierde binecuvântări irreversibile. Și vreau să înțelegeți la ce mă refer, de unde fac deducția asta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Iona, în momentul în care Dumnezeu îl trimite, în loc să meargă imediat, în loc să meargă la Ninive, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iona, știți ce a făcut? A plecat la Iafo. Iafo era un port lângă Tel Avivul de astăzi. Se duce la Iafo, ia biletul, se urcă în corabie și merge probabil jumate de zi, nu știu, dar cel puțin, dragii mei, o zi Iona o petrece mergând departe de fața lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că mai apoi, în timpul furtunii, când oamenii el aruncă pe Iona în mare ca să se potolească valurile mării, zice Biblia că l-a înghițit un pește. Și cât timp a stat Iona în pântecele peștelui? 3 zile și 3 nopți. Acum vreau să înțelegeți puțin, pentru că Iona ne dă un detaliu foarte interesant în versetul, capitolul 2 și versetul 2. Zice, auziți, Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis, versetul 2, în ce? În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Înseamnă, dragii mei, că locul unde stătea Iona în pântecele peștelui nu era un hotel de 5 stele. N-avea aer condiționat, n-avea room service. În strâmtorarea mea, zice Iona, am chemat pe Domnul. Eu cred că abia respira acolo. Probabil că l-am înțeles pe Iona o singură dată în viață cu adevărat. Eram în institut și am avut marea mea dorință să văd marea. Atâtea mi-am dorit, crescut la munte, aici, visul meu a fost să văd marea. Și țin minte că m-a dus un coleg, Andrei Munteanu, din Constanța, a zis, Dorel, hai weekendul ăsta să vii să vezi marea. Păi atât de bucuros am fost, în sfârșit văd și o marea. Ne-am dus cu un accelerat, cu un personal din ăla, nu vă spun că am făcut 7 ore, cred că, până la Constanța. În fine, am trecut și pe asta, era vară, era cald, dar am ajuns la Constanța. Și a zis el, Dorel, înainte să plecăm la portul Tomi, să-ți arăt marea și să vezi cazinou și toate alea, a zis, hai să mergem, lăsăm bagajele și după aia. Și ții minte că stăteam într-un bloc din ăsta comunist fain, un fel de tur din ăla, un fel de tram tower al Constanței, da? Foarte luxos, un hotel, mă rog, un apartament și o scară de bloc din aia foarte învechită. Ne-am urcat într-un lift. Scria 4 persoane, dar cred că mai mult de 2 nu încăpeau. N-ai vei cum. Și ți-am uitat că am urcat cu Andrei, eram în lift amândoi, bucuros, că imediat mă duc să văd marea. Și am urcat, etajul 1, 2, 3, s-o lua curentul. Băi, oameni buni, bagajul eu, bagajul el. Știți cum să steam? În momentul în care a făcut un scârție și s-a oprit liftul ăla și curent, zero, întuneric, beznă. În momentul ăla m-a străfulgerat puțin Iona și m-am gândit la Iona puțin, bă, cum a fost de ăsta acolo? Oameni buni, mie nu mi-a trebuit 3 zile și 3 nopți să mă rog. Ascultați-mă, eram cu voce tare, penticostal, Doamne, dacă mă scapi, dacă ies de aici, dacă ajung la etajul 7, dacă să ia înapoi curentul, mă pocăiesc în sac și în cenușă, Doamne, nu mai întrebă nicio mare, Doamne, dacă vrei să mă trimiți în Africa, mă duc în Africa, mă duc în India, unde vrei tu, nu mă scapă, deci, vă spun, mi-a mărturisit toată viața și el și colegul meu, și el s-a speriat. Vă spun, după 3 minute am strigat, Domnul mi-a ascultat rugăciunea după 5 minute.
Dar știți ce m-am gândit puțin? Adică, bă, eu am fost în stare în 3 minute să-i promit Domnului că mă duc dacă trebuie și pe Marte, numai să mă scape de acolo. Și ce m-am gândit? M-am gândit puțin la Iona, cum a fost pentru ăsta în strâmtorarea mea? Câte zile au stat acolo? Știți că putea să iasă mai repede? Dar i-a trebuit 3 zile și 3 nopți, ce să facă? Să se roage. După 3 zile și 3 nopți zice, Doamne, scoate-mă, mă pocăiesc, gata, cedez. Și ce vreau să spun cu asta? Iona putea să meargă mult mai repede la Ninive și să scape, dar resentimentele astea din viața lui îl țin acolo foarte apăsat. Ei, problema, dragii mei, este una simplă. De ce vorbesc despre binecuvântări ireversibile? Pentru că dacă facem o scurtă socoteală, simplă, Iona ajunge la Nineve cu 4 zile, cel puțin mai târziu. Cel puțin 4 zile Iona ajunge mai târziu la Nineve, din ziua în care a vorbit Domnul. O zi pe mare, 3 în pântecele peștelui, la all inclusive, 5 stele. Și auziți? După 4 zile a zis, Doamne, mă pocăiesc, capitolul 2 a strigat. Și ce-a făcut Domnul? L-a aruncat pe mal. Și Iona începe să predice. E încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și încep să se pocăiască toți. Și începe o mare trezire în cetate. Foarte fain, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a întâmplat ceva extraordinar. E o cetate de cât? 120.000 de oameni. 120.000 de oameni. Imaginați-vă 120.000 de oameni care stau în Ninive și în momentul în care Iona predică cuvântul lui Dumnezeu scurt, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, auziți? Biblia spune că și împăratul, și oamenii, și până și animalele le-au băgat la post. Așa s-a pocăit. Că au zis și Iisus, zice că aia din Ninive nu trebuie decât puțin și s-a pocăit. Și voi, cetățile astea care a făcut toate minutul, nu vă pocăiți. Ei, Iona, spune Biblia, că o predica și oamenii s-au pocăit. Dar e o problemă, el ajunge cu 4 zile mai târziu la Ninive. Și un detaliu acolo. Gândiți-vă puțin la 120.000 de oameni în 4 zile de amânare. Cam câți oameni au murit? Dintr-o dată m-am gândit detaliul ăsta. Și nu e foarte greu de calculat. Știți de ce? Te uiți cât e speranța medie de viață în antichitate. Știți cât era? Pe jumate cât e astăzi. După unele statistici, dar gemi la nivel de Uniunea Europeană, am înțeles că suntem undeva ca speranță de viață 74-75 de ani. În urmă cu 2600 de ani, speranța medie de viață e pe jumate. 35-40 de ani. Era oia mai tare, pucau și 70, dar gândiți-vă, făceai o infecție, nu era antibiotic pe vremea aia, te duceai. Aveai o problemă, nu vă gândiți la operație, că n-aveai. Și speranța medie, vorbesc, speranța medie de viață, era pe jumătate cât e astăzi. Și există programe în care poți să verifici, ok, speranța medie de viață, 35, pune 40 de ani, 40 de ani, 120.000 de locuitori, cam câți oameni au murit în 4 zile? Peste 70, cel mai sigur, peste 100. Minim 100 de oameni morți. Ce-i cu ei? Ăștia au murit. Dar cum au murit? Păcatele lor. Au murit în păcate. Au murit și nu am mai avut oportunitatea să asculte ce? Mesajul pocăinței. O putut să predice Iona încă 20 de ani, încă 30 de ani, ascultați-mă. Ăia 100 de oameni morți au rămas. Există unele binecuvântări pe care Dumnezeu ți le dă odată. Nu te duci, pierzi. Poți să te bucuri de 120.000 de oameni care s-au pocăit, dar aia 100 au murit în păcatele lor. Și aia e pe conștiință. A fost moment în viața mea de slujitor când am ratat niște oportunități pe care Dumnezeu mi le-a pus în față. Oameni la care am ajuns prea târziu. Oameni, ascultați-mă, la care Dumnezeu m-a trimis și am amânat. Din diferite motive. Pretexte, că tot timpul găsești câte un motiv. Și am zis, lasă că mă duc mâine. Și mâine a fost prea târziu. Hai să ne ridicăm picioare. Pentru că vreau să înțelegi
că poți să pierzi mari binecuvântări în viață. Cea mai mare binecuvântare pe care poți să o pierzi în viața asta e mântuirea. Ascultă-mă ce spun. Cea mai mare binecuvântare pe care poți să o pierzi în viața asta e mântuirea sufletului tău. Pentru că poți să câștigi toată lumea, spune Hristos, dar dacă îți pierzi sufletul, n-ai ce să dai la schimb. În seara asta vreau să înțelegi un lucru. Ascultă-mă, nu te mai du pe contrasens cu Dumnezeu. Nu te mai du pe contrasens cu Dumnezeu, pentru că oricum Dumnezeu, ascultă-mă, dacă vrea, tot te aduce la Ninive. Problema este însă că vii mai târziu. Și când vii mai târziu, pierzi ceea ce ai fi avut doar atunci. N-aș vrea, dragii mei, să repetăm lecția lui Iona. N-aș vrea, dragii mei, să retrăim aceleași lucruri. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 2? Că totul, dragii mei, toate deciziile astea greșite, tot faptul că îi afectezi și pe alții, faptul că pierzi oportunități, ascultă-mă, poate că deja le trăiești din plin. Poate că nu vrei să recunoști, dar ai realizat în seara aceasta că ai luat decizii greșite pentru că ai mers pe contrasens cu Dumnezeu. Pentru că din cauza ta, din cauza deciziilor tale, deja sunt alții afectați care suferă din cauza ta. Mai mult de atât, uși care au fost deschise de Dumnezeu în săptămâna trecută, anul trecut, am fost 4 ani, închise sunt, trecute sunt. Dar îți mai rămâne un singur lucru de făcut. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Iona capitolul 2 cu versetul 1, zice Biblia că Iona ce a făcut? Iona s-a rugat cui? Iona s-a rugat Domnului. Ascultă-mă, ne mai rămâne un singur lucru de făcut în seara aceasta. Să ne rugăm Domnului. Să ne rugăm Domnului. Nu știu unde ești, poate că ești în strâmtorare. Ascultă-mă, poate că deciziile, poate că mofturile, poate că planurile tale te-au dus în contrasens cu Dumnezeu. Și ascultă-mă, ai luat decizii greșite și acum plătești prețul și ești la strâmtorare și ești în întuneric și ești singur și ești sub nivelul mării spiritual vorbind. Ești acolo, ești prins. Și ce trebuie să faci? Acolo unde ești, zice Iona, în strâmtorarea mea, zice, am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Știți de unde? Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-au zis glasul. Eu nu știu în ce locuință ești în seara asta, spiritual vorbind. Eu nu știu cât ești de aproape de moarte spirituală sau nu. Ascultă-mă, nu știu în ce stare ești, dar știu că trebuie să faci ceva. Știu că trebuie să strigi către cineva. Ascultă-mă, nu trebuie să strigi către oameni că nu te pot ajuta. Oamenii nu te pot ridica. Oamenii nu te pot scoate din strâmtorarea. E unul care te poate aduce la loc larg. E unul care te poate scoate din strâmtorările tale. Și acesta este Dumnezeu. Și spune Iona, strâmtorarea mea am strigat către Domnul. Și știi ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu spune, auziți? Spune Iona la un moment dat, spune, m-am coborât până, versetul 6, zice, m-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului, mă încuiau pe vecie, dar ce ai făcut? Dar ce a făcut Dumnezeu? Cine te scoate? Cine te poate scoate din strâmtorarea ta? Cine te poate scoate din deciziile acestea? Cine poate să schimbe lucrurile? Știi cine? Unul singur este Dumnezeu. Dar zice, m-am coborât până la temelie munților, zăvoale pământului, mă încuiau pe vecie, dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Poate ești într-o groapă neascultării. Și poate că ai ajuns acolo pentru că ai mers pe contrasens cu Dumnezeu. Pentru că ți-ai permis luxul să spui, Doamne, las că am eu un plan mai bun. Las că știu eu mai bine, de data asta, Doamne, am înțeles, Tu mi-ai vorbit prin Ieremia, dar nu, eu am bagajele mele și eu vreau să mă duc în Egipt. Dumnezeu spune, ai grijă, te duci, dar o să cazi în gropi. Dumnezeu însă, ascultă-mă, chiar dacă ești căzut în seara asta, chiar dacă poate ești undeva departe, strigă către Dumnezeu în seara asta. Și Dumnezeu te poate scoate la loc larg. N-ai vrea să strigi către Dumnezeu, n-ai vrea să strigăm către Dumnezeu în seara asta? Poate că ești într-o groapă a condamnării. Poate ești într-o situație imposibilă în seara asta. Din pântece celălalt peșterul nu te mai scoate nimeni. Poate că oamenii te-au aruncat în mare, în valuri, pentru că n-au știut ce să mai facă cu tine. Poate că ai fost aruncat și abandonat. Și înțelegi că tot abandonul ăsta vine ca o notă de plată a faptului că ai mers pe contrasens cu Dumnezeu. În seara asta, mesajul ăsta, ascultă-mă din partea lui Dumnezeu, nu-i să te condamne. E să te conștientizeze că ai o singură șansă, ascultă-mă, mai ai o singură șansă să strigi către Dumnezeu, mai ai o singură șansă să te pocăiești, mai ai o singură șansă să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu, mai ai o singură șansă, ascultă-mă, până când nu te neci, să strigi către Domnul. Poate sunt ultimele tale puteri spirituale, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, dar ascultă-mă, nu să te ceri cu El.
Pentru că unii atunci, ascultă-mă, când sunt în strâmtorare, strigă către Dumnezeu, știți pentru ce? Să se certe cu Dumnezeu. Ai o singură șansă, probabil, în seara asta. Și șansa este să strigi către Dumnezeu, să-ți recunoști păcatele, să-ți recunoști căderile, să-ți recunoști falimentele, să recunoști și să admiți, da, Doamne, din cauza mea suferă alții, da, Doamne, din cauza mea, Doamne, am luat decizii greșite, am pierdut binecuvântări, dar, Doamne, poate că am pierdut anumite binecuvântări relaționale, poate că am pierdut anumite persoane în viața mea, poate că am pierdut anumite binecuvântări materiale. Poate că mi-am pierdut sănătatea, că nu te-am ascultat. Poate că mi-am pierdut, Doamne, poate prieteni, poate că mi-am pierdut o grămadă de oportunități. Dar, Doamne, știu ce nu vreau să pierd? Sufletul. Nu mă lăsa să-mi pierd sufletul, Doamne. N-ați vrea să strigăm către Domnul și noi seara asta? Ce-a făcut una? O striga către Domnul. Hai să strigăm și noi către Domnul seara asta. Și să mergi pe sens cu Dumnezeu.